Găsit în urmă cu numai câteva minute, fostul director general al Mediafax Group, Orlando Nicoara, a ajuns aici la parchetul general și acesta cel mai probabil a ajuns pentru a fi audiat, pentru a da explicații într-un nou dosar în care, pe care procurorii parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție l-au deschis. Vorbim despre un nou dosar de evaziune fiscală față de Mediafax Group, în care Nicoara Ilie Orlando este suspectat de evaziune fiscală. Ei bine, acesta a ajuns aici în urmă cu câteva minute. Urmează să ajungă cel mai probabil și în fața procurorilor pentru a da mai multe explicații. Încă din luna aprilie se știe că au fost făcute mai multe percheziții în trustul Media Pro și știm că au fost făcute percheziții și la agenția Mediafax, unde au fost vizate de către anchetatori o serie de tranzacții suspecte derulate până în august 2013, perioada în care Mediapro era condus de către omul de afaceri Adrian Sârbu.